4.000, 5.000 de euro putem într-o... Plecăm și graniță. Da. Și ilegal plecăm. Eu te-am fieță în Italia, 4.000 și ceva de euro am firmat. La 15% luați de euro. Și am dat 11.000, am dat înapoi. Das ist Diana, meine Tochter. Schon 11 Jahre. Hallo Diana. Das ist mein Mann. Das ist mein Sohn Viktor. Ist so groß jetzt. Hat gesagt, ich wünsch, willst du ganz schnell kommen nach Hause. O să încep cu Victor. Victor, numai ce mama e venit din Austria. La Nadiușa, mama este în Italia. La Eugenia, tata este în Rusia. Vasile, de asemenea, mama este în Grecia, este numai cu tata. La Stepanida, deci și mama și tata este în Italia. La Viorica este numai cu tată. Au rămas, de asemenea, trei fetiți fără părinți. Cât o să fie mama ta cu luna astea? Nu știu, să spun în septembrie. Cred că până în septembrie va fi. Și deci de acum a treia oară se duce. A patru. Și asta nu-i numai la mine în clasă lucrul ăsta, majoritatea claselor sunt așa. Alo, Diana! Mămica s-a pornit de acum. Îți vine, crede? Dar numai nu plânge, bine? Hai, liniștește-te. 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 Spune poezia așa frumos. Măcar ultima strofă. Hai, spune ultima strofă din poezie. Să știi, măicuță dragă, alături de noi te vrem. Trăim numai cu gânduri, oare te mai vede? Asta e ultima strofă din poezie, care, după care am început să plâng și eu sigur că e o poezie foarte emotivă și... Aveți acolo viză și de-ați lucrați? Ce făceați? Nu, a fost în ospeție. În ospeție? 32 de zile. În autocar? Unde visa? Nu, eram la piață. Da. Pare rău că s-a întâmplat așa ceva. Ți-a rămas cu o impresie proastă acolo. Da. Bună seara. Bună seara. Come on.
Victor! Uite cât de mare este! Doi crescut! Das ist Baustelle von Geld aus, von Wien. Alles ist gemacht, jetzt neu. Ja, ist noch nicht fertig. Mirasa Fum. Wahnsinn, das ist so schlimm. Muss reparieren, alles ist ganz, alles ist dunkel. Naja, 2 Jahre keine Frau. Dorul casei la necat, întăria vieții.